Situația este îngrijorătoare în Mehedinți. De la ultima raportare, numărul cazurilor și al deceselor a crescut la nivelul județului. Doi oameni infectați cu COVID-19 au decedat în ultimele 24 de ore și alți 29 de mehedințeni au fost depistați pozitiv. Totodată, municipiul Drobeta-Turnu-Severin este cel mai afectat, cu rata incidenței la 1000 de locuitori de 2,91. Bilanț îngrijorător al pandemiei de coronavirus. Județul Mehedinți a depășit incidența cazurilor de COVID-19 de 1,5 la 1000 de locuitori. Cea mai mare incidență din județ este în municipiul Drobeta-Turnu-Severin de 2,91, iar apoi este urmat de comunele Șelnița cu 2,78, Godeanu cu 2,62 și Hinova cu 2,29. De la ultima raportare, 29 de mehedințeni au fost depistați cu SARS-CoV-2 și alți doi mehedințeni au murit, fiind infectați cu coronavirus. Este vorba de doi bărbați de 68 de ani, respectiv 64 de ani. Categoria cea mai vulnerabilă față de pandemia de coronavirus rămâne în continuare cea a persoanelor cu o vârstă înaintată. Situația epidemiologică din județul Mehedinți este următoarea. 882 persoane se află în carantină la domiciliu sau la locația declarată de aceștia. 157 persoane se află internate, din care 14 persoane sunt internate la secția ATI. 148 persoane sunt izolate la domiciliu asimptomatice. În ultimele 24 de ore, în județul Mehedinți au fost înregistrate 29 de cazuri de îmbolnăvire și 2 decese. Primul deces la o persoană de sex masculin, vârsta 68 de ani. Persoana a fost internată și confirmată COVID-19 în data de 15 a 10 și decesul a fost declarat în data de 4 noiembrie. Cea de-a doua persoană, o persoană de sex masculin, vârsta 64 de ani, persoana a fost confirmată COVID-19 și internată în data de 10 a 10, decesul fiind declarat în data de 4 noiembrie. Ambele persoane sufereau de mai multe comorbidități. Precizăm că rata incidenței cumulative COVID-19 la 1000 de locuitori în județul Mehedinți este de 1,60. Totodată, la nivelul județului Mehedinți, rata infectării crește considerabil, iar 10 localități au rata de infectare peste 1,5. Municipiul Drobeta-Turnu-Severin rămâne în continuare cel mai afectat, fiind urmat de comuna Eșelnița. Situația localităților este următoarea: Drobeta-Turnu-Severin 2,91, Eșelnița 2,78, Godeanu 2,62, Hinova 2,29, Breznița de Ocol 2,27, Huznicioara 2,18, Malovăț 1,97, Gruia 1,67, Poroina Mare 1,78, Pătulele 1,67, Vânători 1,50.